Iisus Hristos, a Mântuitorului nostru, venim din nou înaintea Ta, Doamne, și vrem să Te lăudăm, vrem să Te binecuvântăm, vrem să-Ți mulțumim pentru că Tu ești singurul Dumnezeu adevărat și Mântuitor prin Domnul Iisus Hristos. Și nouă ne-ai făcut harul să fim copii ai Tăi, să facem parte din împărăția Ta. Ne-ai făcut harul să avem un Tată în ceruri la care să apelăm în momentele noastre grele, în momentele de suferință. Îți mulțumim, Doamne, pentru că putem în perioada aceasta grea pentru noi, pentru familiile noastre, pentru societatea în care ne-ai așezat, pentru generația aceasta. Îți mulțumim că Tu ești nădejdea noastră. Îți mulțumim că putem apela la Tine, îți mulțumim că putem să înălțăm rugăciunile noastre către tronul Tău de îndurare și de har și îți mulțumim că am căpătat har și îți mulțumim că am căpătat îndurare, să fim ajutați la vreme de nevoi. Îți mulțumim, Doamne, că ai luat aminte la rugăciunile noastre. Îți mulțumim că ne-ai păzit și ne-ai ocrotit. Îți mulțumim, Doamne, că niciunul din membrii Bisericii Speranța nu s-a îmbolnăvit de COVID-19. Îți mulțumim pentru toată protecția Ta, pentru toată paza Ta. Îți mulțumim, Doamne, că ai fost cu noi și că ne-ai binecuvântat. Îți mulțumim, Doamne, că ne-ai ascultat rugăciunile în perioada aceasta și îți mulțumim că Te-ai binecuvântat pe aceia dintre frații și surorile noastre care au mers la serviciu. Îți mulțumim, Doamne, că le-ai purtat de grijă. Îți mulțumim, Doamne, că i-ai ținut în mâna Ta. Îți mulțumim pentru toate oportunitățile pe care le-am avut în vremurile acestea să fim o binecuvântare, să fim o binecuvântare prin încurajările pe care le-am oferit, să fim o binecuvântare prin mângâierea noastră, să fim o binecuvântare prin cuvântul Tău, Doamne, și îți mulțumim pentru modul în care Te-ai folosit de fiecare dintre noi în această perioadă. Îți mulțumim, Doamne, pentru modul în care ne-ai cercetat. Îți mulțumim că am văzut cât suntem de slabi, de vulnerabili. Am văzut, Doamne, că tot sistemul nostru, Doamne, de viață poate fi dărâmat într-o clipă. Am văzut din nou, Doamne, faptul că suntem dependenți 100% de Tine și îți mulțumim, Doamne, că ne-ai conștientizat de faptul că suntem trecători pe pământul acesta. Îți mulțumim că în această perioadă ne-ai apropiat mai mult de Tine și ne-ai apropiat unul de celălalt în casele și în familiile noastre. Îți mulțumim, Doamne, că ai cercetat pe cei dragi ai noștri cu ocazia aceasta, Doamne, și că s-au gândit mai mult la Tine și la veșnicie. Îți mulțumim, Doamne, pentru că întrezărim, nădăjduim la vremuri de libertate, nădăjduim, Doamne, la vremuri în care să putem să ne întâlnim din nou în casa Ta la părtășie unul cu celălalt. Doamne, îți mulțumim pentru că ești Dumnezeu credincios promisiunilor Tale, Doamne, și ne încredem în Tine. Vrem să venim înaintea Ta, Tatăl nostru care ești în ceruri și în această dimineață cu mijlocirile noastre. Vrem, Doamne, să aducem înaintea Ta pe fiecare membru al Bisericii Speranța. Doamne, Te rugăm frumos să lași binecuvântarea Ta peste fiecare dintre noi. Vreau să Te rog în mod special pentru frați, pentru surori care în perioada aceasta au fost singuri în apartamentele lor, nu știu, n-au reușit să intre pe internet, să fie în contact cu noi. Te rugăm frumos ca prin prezența Duhului Tău cel Sfânt să-i încurajezi, să-i mângâi și să-i întărești. Te rugăm, Doamne, pentru aceia care
unii de ani de zile sunt în casele lor pentru că au probleme de sănătate. Te rugăm frumos să-i binecuvintezi cu sănătate. Te rugăm frumos să-i întărești, Doamne, și să-i întărești din punct de vedere fizic și din punct de vedere spiritual. Te rugăm, Tată care ești în ceruri, să-i binecuvintezi pe frații și surorile noastre care sunt plecați în străinătate. Te rugăm pentru aceia care sunt în Marea Britanie, pentru cei ce sunt în Germania, pentru cei care sunt în Austria, în Italia, în Spania sau în Franța, Doamne, în Belgia. Te rugăm în orice loc sunt prezenți frații noștri, la locurile lor de muncă, Doamne, să fii prezent și Tu acolo cu ei. Te rog frumos, Doamne, să-i asiguri de dragostea Ta, de protecția Ta, de purtarea Ta de grijă și, Doamne, așteptăm cu nerăbdare momentul în care vor veni acasă. Te rugăm frumos să-i păzești acolo unde sunt și să-i ajuți să ajungă din nou cu bine în mijlocul familiei și în mijlocul bisericii. Te rugăm, Tată care ești în ceruri, să continui să-i protejezi pe seniorii bisericii noastre. Îți mulțumim pentru frații și surorile noastre, Doamne, care au fost protejate în perioada aceasta și că mâna Ta cea bună a fost peste ei. Te rugăm să continui să-i binecuvintezi și să continui să-i protejezi. Te rugăm, Doamne, să-i păzești de îmbolnăvire. Știm că sunt în vârstă unii vulnerabili datorită anilor mulți, datorită bolilor pe care le au. Doamne, păzește-i pe bătrânii noștri, păzește-i pe părinții și bunicii noștri, Doamne, și ocrotește-i Tu, te rugăm frumos, și în perioada următoare. Te rugăm frumos, Doamne, ca să continui să-i binecuvintezi pe tinerii bisericii. Sunt între ei unii care anul acesta vor avea examene. La terminarea gimnaziului, la terminarea liceului, vor avea sesiuni de examene la facultate. Vor fi unii care vor termina facultatea, vor avea lucrarea de licență, alții de dizertație. Te rugăm frumos să fii cu tinerii noștri. Doamne, au nevoie de putere în perioada aceasta să învețe. Au nevoie, Doamne, de încurajare din partea Ta, din partea fraților. Te rugăm frumos să ne ajuți să fim o încurajare pentru ei. Te rugăm, Doamne, să-i ajuți de asemenea să fie cap și nu coadă la examenele ce urmează. Dorim, Doamne, ca voia Ta să facă cu privire la viețile lor și de aceea au nevoie de înțelepciune din partea Ta să știe ce trebuie să facă în continuare, la ce liceu să meargă, la ce școală, Doamne. Te rugăm frumos să fii cu ei și să-i călăuzești, pe ei și pe părinții lor. Te rugăm, Doamne, să-i binecuvintezi pe aceia care din biserică sunt implicați în domeniul sanitar și lucrează acolo. Doamne, te rugăm frumos să-i păzești în mod special, să continui să-i ocrotești pe frații, surorile noastre și, Doamne, să-i ajuți să fie o binecuvântare. Te rugăm, Doamne, să-i binecuvintezi pe aceia care sunt în casele noastre și încă nu sunt copii ai Tăi. Doamne, poate unii în perioada aceasta au fost cercetați. Te rugăm frumos să desăvârșești cercetarea lor prin decizia lor de a se împăca cu Tine. Doamne, pentru unii ne rugăm de atâția ani de zile, sunt frați, surori de corp, sunt soți sau soții, sunt copiii noștri sau părinții noștri, Doamne, ai milă de ei. Am dorit, Doamne, ca perioada aceasta să fie o perioadă în care să-și îndrepte mintea și inima spre Tine și ajute-i să dea la o parte tot ce-i ține încă departe de Tine, Doamne, și să se împace cu Tine. Vrem să venim înaintea Ta să Te rugăm în această perioadă pentru fii risipitorii casei Tale. Doamne, au fost cândva în părtășie cu noi, au fost în părtășie cu Tine, dar datorită păcatului, datorită ispitelor lumii acestea s-au îndepărtat, ai milă și de ei, Te rugăm frumos. Nu lăsa să treacă perioada aceasta fără să-i cercetezi într-un mod special și să-i ajut să se împace cu toată inima cu Tine, să se întoarcă cu toată inima la casa Ta. Cercetează-i și pe aceia, Te rugăm, care până acum au avut o viață de credință superficială. Au fost credincioși cu numele, dar nu cu viața. Au neglijat părtășia cu frații, au neglijat prezența în casa Ta, au neglijat timpul de rugăciune, citirea Scripturii, creșterea spirituală, au neglijat, Doamne, relația cu Tine și relația cu biserica. Te rugăm frumos să ai milă de ei. Nu-i lăsa să se piardă, Doamne, ci cercetează și ajută-i să se întoarcă cu toată inima și ei la Tine. Nu uităm, Doamne, să ducem înaintea Ta și autoritățile statului nostru, Doamne. Oamenii aceștia în aceste zile au de luat decizii cu privire la restricțiile care trebuie ridicate, la normele noi pe care trebuie să le îndeplinim atunci când ne întâlnim sau când ieșim din casă. Te rugăm frumos, Doamne, să le dai înțelepciunea de care au nevoie, să-i ajut, Doamne, cu empatie, cu dragoste pentru oamenii pe care sunt chemați să-i slujească, Doamne, să ia deciziile acestea. Au nevoie de înțelepciune de la Tine, chiar dacă ei nu conștientizează lucrul acesta. Te rog frumos, Doamne, să le vorbești. Te rog frumos, Doamne, să-i păzești de decizii greșite. Să-i ajuți, Doamne, să-și îndrepte și gândul spre Tine și să ceară de la Tine ajutorul Tău. Și Te rugăm, Doamne, să-L dai. Și îți mulțumim, Doamne, că vei continua să lucrezi în mijlocul nostru. Și îți mulțumim că vei face mai mult decât știm noi să cerem sau să gândim. Fiindcă Te rugăm în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Tău cel Sfânt. Amin. Hristos a înviat.
Vă salutăm pe fiecare dintre dumneavoastră, acolo unde vă aflați, în casele dumneavoastră, poate unii la locurile dumneavoastră de muncă. Ne dorim ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie o realitate în viața și în familia fiecăruia dintre noi. Vă salutăm, dragii mei, cu un salut care multă vreme a fost salutul Bisericii Speranța, un verset foarte drag nouă. În Romani, capitolul 15, cu versetul 13, cuvântul lui Dumnezeu spune așa: Dumnezeul speranței să vă umple de bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde. Amin. Dorința Sfântului Apostol Pavel pentru frații ce locuiau atunci în Roma, dorința noastră pentru dumneavoastră, cei care locuiți astăzi în Reșița sau sunteți în diaspora, dorința noastră, urarea noastră este ca Dumnezeu să ne umple de bucurie și de pace, de lucrurile acestea pe care le dă credința, pentru ca cu ajutorul lui Dumnezeu, prin puterea Duhului Sfânt, să fim puternici, să fim tari în nădejde. Așa cum spuneam deja de duminica trecută, autoritățile au hotărât ca luna aceasta să fie o lună a relaxării restricțiilor puse la mijlocul lunii martie. Noi însă am decis ca luna aceasta să fie o lună a speranței, o lună a nădejdii. Dorim ca luna aceasta să fie o lună în care vom fi tari, vom fi puternici în nădejde și vom nădăjdui cu toată inima că mai este puțină. Foarte puțină vreme, până când vom putea din nou să stăm în părtășie unii cu alții în prezența lui Dumnezeu. Că mai puțină, foarte puțină vreme, până când vom avea ocazia să-L lăudăm pe Domnul împreună și să ne rugăm împreună înaintea lui Dumnezeu. O lună în care suntem chemați să avem puternică nădejdea că Domnul va continua să ne păzească, Domnul va continua să ne ocrotească, Domnul va continua să păzească membrii Bisericii Speranța de boala aceasta care face ravagii în lumea întreagă. Suntem chemați în luna aceasta să sperăm cu tărie, să fim tari în nădejdea că Domnul va îngădui ca frații noștri, care sunt blocați unii de luni de zile în Austria, să ajungă acasă. Alții sunt în Italia sau în Spania. Ne dorim ca, cu ajutorul Domnului, frații noștri să poată ajunge în sfârșit acasă. Ne dorim ca surorile care lucrează în Austria să poată în perioada imediat următoare să meargă la locurile lor de muncă. Ne dorim și sperăm că în perioada următoare frații care n-au avut de lucru, care au stat acasă în această perioadă, să reînceapă lucru, să nu fie afectați din punct de vedere economic de criza aceasta. Sperăm de asemenea că Domnul va binecuvânta tinerii bisericii noastre cu înțelepciune. Urmează o perioadă dificilă pentru ei. Ultima perioadă au învățat acasă, ultima perioadă s-au pregătit pe internet împreună cu colegii sau profesorii lor. Acum sunt în scurtă vreme, în fața examenelor importante, în fața examenelor ce înseamnă bacalaureatul, unii vor fi în curând în sesiune, alții trebuie să termine lucrările de licență sau dizertație, sunt tinerii care termină clasa 8-a și dau de asemenea evaluările naționale. E nevoie ca tinerii aceștia, dragii mei, să fie plini de nădejde că Dumnezeul nostru va fi cu ei, că Dumnezeul nostru îi va păzi, că Dumnezeul nostru îi va binecuvânta, că Dumnezeu binecuvintează orice efort pe care ei îl fac în perioada aceasta și că Domnul îi va ajuta să fie cap și nu coadă. Ne dăjduim în Domnul și ne bizuim pe Domnul. Suntem în contextul acesta în care așteptăm ca autoritățile să decidă modul în care ne putem întoarce la o închinare congregațională, la o închinare a adunării. Din informațiile pe care le avem la acest moment, din informațiile ce au fost comunicate în cursul zilei de ieri, înțelegem că vor fi permise întâlnirile, slujbele religioase, serviciile divine desfășurate în aer liber, adică în curtea bisericii. Potrivit cu deciziile pe care le vor lua autoritățile, vom lua și noi decizii în ceea ce privește în perioada imediat următoare, modul în care vom desfășura serviciile divine. Și în cursul acestei săptămâni, cel mai probabil în ziua de sâmbătă, vom comunica pe internet, vom comunica într-un fel sau într-altul fraților modul în care vom decide ca biserică să ne întâlnim la părtășie. Nădăjduim cu ajutorul Domnului chiar de duminica viitoare.
De aceea, pentru că suntem într-o lună a speranței, să fim tari, așa cum ne învață cuvântul lui Dumnezeu, în speranța aceasta că în curând vom sta împreună în prezența lui Dumnezeu și ne vom închina împreună și îl vom binecuvânta împreună pe Domnul. Până atunci însă, până atunci suntem invitați să ne închinăm împreună în dimineața aceasta. Acolo unde suntem, să cântăm împreună cu frații și surorile care laudă pe Domnul. Acolo unde suntem, să ne rugăm la momentul de rugăciune și acolo unde suntem, să ascultăm ce are Dumnezeu să ne vorbească fiecare dintre noi și binecuvântat să fie Domnul pentru toate lucrurile. Amin. Vrednic e mielul sfânt să fie încoronat, cântați voi ceruri și pământ pe marele împărat. Din inimă-l slăvesc și cânt cu toate-n cor, căci El e mântuirea mea și Rege-al regilor. E al iubirii Domn slăvit și-ncoronat, El poartă al răstignirii semn, dar e glorificat. Nu-i nimeni ia sub cer ca El de preamărit, coroana slavei este a Lui, căci El a biruit. E al vieții Domn slăvit și-ncoronat, cu moartea sa de Fiu ceresc pe moarte a călcat. El ne-a deschis un drum spre lumea cea de sus, El pentru noi a viață ne-a adus. E Rege al regilor în cer și pe pământ, la fel cu Tatăl în mărir, la fel cu Duhul Sfânt. Veniți în fața Lui, în adorare stați, lăudați pe Cel încoronat și Lui vă închinați. Arată-mi slava Ta. Asta a fost dorința lui Moise exprimată în Exod, capitolul 33, cu 18, și aceasta este și tema studiului biblic de anul acesta. În prima parte a anului, în aproximativ primele 3 luni, am vorbit despre slava lui Dumnezeu descoperită prin numele lui Dumnezeu prezentate în Scripturi. În secțiunea a doua a studiului nostru am început să vorbim despre slava lui Dumnezeu ilustrată în viața de credință și în luarea deciziilor. Am fost încurajați să alegem după criterii corecte, nu după criterii vizuale, și am privit la alegerile pe care le-a făcut Lot și la consecințele acestora. Apoi, odată cu sărbătoarea intrării Domnului Iisus în Ierusalim, am fost îndemnați să alegem să ne supunem împăratului împăraților. Am privit apoi la alegerile lui Iosif, alegeri deosebite prin care s-a văzut slava lui Dumnezeu, și am fost încurajat să fim
să alegem să fim o binecuvântare chiar dacă trăim într-un mediu ostil. Duminica trecută, fratele Vale ne-a vorbit despre alegerile pe care le-a făcut Iosua și am fost încurajați să alegem să rămânem ancorați în cuvântul lui Dumnezeu într-o lume a idolatriei. Am văzut provocarea pe care Iosua a făcut-o poporului Dumnezeu în Iosua, capitolul 24, cu 15, unde ni se spune: alegeți astăzi cui vreți să slujiți, sau dumnezeilor cărora le slujau părinții voștri dincolo de râu, sau dumnezeilor amoriților în a căror țară locuiți. Cât despre mine, spunea Iosua, eu și casa mea vom sluji Domnului. În dimineața aceasta aș vrea să ne oprim la un alt personaj pe care ne-l prezintă Scriptura, și anume la Samson. Și dacă deschidem în Cartea Judecător de la capitolul 13 până la capitolul 16, ne este prezentată istoria lui. Și chiar dacă nu vom citi un anumit pasaj în dimineața aceasta, totuși vom analiza fiecare capitol din această istorie. Întrebarea este: cine este Samson? Și dacă ar trebui să-i facem o caracterizare, putem să spunem despre el că este omul ales de Dumnezeu ca judecător al lui Israel, chemat la o lucrare specială, înzestrat cu o putere fizică extraordinară, dar slab în ceea ce privește moralitatea. Iar din eșecul lui, aș vrea în dimineața aceasta să învățăm câteva lecții importante. Subiectul lecției din dimineața aceasta este: alege să trăiești călăuzit de valori sfinte, nu de plăceri înșelătoare. Și aș vrea să ne uităm puțin la contextul istoric. Cartea Judecători începe într-un mod neașteptat. Dacă ne uităm în Judecători, în capitolul 2, începând cu versetul 7, ni se spun acolo următoarele lucruri: poporul a slujit Domnului în tot timpul vieții lui Iosua și în tot timpul vieții bătrânilor care au trăit după Iosua și care văzuseră toate lucrurile mari pe care le făcuse Domnul pentru Israel. Versetul 10. Tot neamul acela de oameni a fost adăugat la părinții lui și s-a ridicat după el un neam de oameni care nu cunoștea pe Domnul nici ce făcuse el pentru Israel. Versetul 13. Au părăsit pe Domnul și au slujit lui Baal și Astarteilor. Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Israel și a dat în mâinile unor prădători care i-au prădat. I-a vândut în mâinile vrăjmașilor lor de jur împrejur și nu s-au mai putut împotrivi vrăjmașilor lor. Iar versetul 15 ne vorbește despre următoarele lucruri: Domnul a ridicat judecători ca să izbăvească din mâna celor ce îi prădau. Și am putea să spunem că aici începe perioada judecătorilor. Ideea centrală a lecției ne vorbește despre faptul că alegerile făcute sub influența plăcerilor înșelătoare, dar și a încrederii în sine nejustificate, acea suficiență de sine, atrag consecințe spirituale dezastruoase și conduc la diminuarea eficienței în slujirea lui Dumnezeu, dar și la compromiterea mărturiei. Scopul lecției, dragii mei, este să ne determine pe fiecare dintre noi să nu acceptăm, ci să respingem cu fermitate orice compromis și păcatul și să nu lăsăm ca suficiența de sine să pună stăpânire pe inima noastră. Am vrea în dimineața aceasta, în primul rând, să ne uităm la chemarea lui Samson. Și privind la chemarea lui Samson, putem să observăm că este o chemare specială. Samson este ultimul judecător descris în Cartea Judecători. Vorbim despre chemarea lui Samson ca fiind o chemare specială pentru că, dacă ne uităm în Judecători, capitolul 13, de la 1 la 3, putem să observăm că nașterea lui Samson este o naștere specială. Uitați-vă ce ne spune cuvântul aici de la 1 la 3. Copiii lui Israel au făcut iarăși ce nu plăcea Domnului și Domnul i-a dat în mâinile filistenilor timp de 40 de ani. Era un om în Țorea din familia daniților care se chema Manoah. Nevastă sa era stearpă și nu năștea. Îngerul Domnului s-a arătat femeii și i-a zis: iată că tu ești stearpă și n-ai copii, dar vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu. Observăm, dragii mei, că nașterea lui Samson este prin intervenție divină. Îngerul Domnului este cel care anunță nașterea lui Samson. Apoi, chemarea lui Samson este o chemare specială pentru că Dumnezeu îl cheamă sau îi oferă acestui om un statut special, și anume închinat Domnului, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. În Judecători, capitolul tot în 13, în versetul 4 și 5, ne se spun următoarele: acum ia bine seama să nu bei nici vin, nici băutură tare și să nu mănânci nimic necurat, căci vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu. Briciul nu va trece peste capul lui, pentru că acest copil
va fi închinat Domnului din pântecele Maicii Lui. Observăm că Dumnezeu îi oferă un statut special, acela de închinat al Domnului, pus deoparte pentru Dumnezeu, și în Îngerul Domnului vedem că stabilește în cazul lui Samson ca educația să se ridice la standarde de nazireat. Dacă ne uităm în Numeri, în capitolul 6, de la versetul 1 la versetul 12, ne este prezentată acolo legea nazireatului, a omului închinat lui Dumnezeu. Și vedem câteva interdicții. Interdicția de a consuma alcool, de a ștunde părul, de a atinge cadavre sau ceva necurat. Și vedem că mama lui este chemată încă din timpul sarcinii să respecte aceste interdicții. Apoi vorbim despre chemarea lui Samson ca fiind o chemare specială, pentru că vedem că Dumnezeu îi încredințează o lucrare specială, și anume să izbăvească pe Israel, să fie salvatorul poporului Dumnezeu. În versetul 5, în partea a doua, observăm că Îngerul Domnului spune: el va începe să izbăvească pe Israel din mâna filistenilor. Și în trei situații ni se spune că Duhul Domnului a venit peste el și l-a însoțit în împlinirea acestui scop. Samson este chemat să fie conlucrător cu Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Samson este chemat să aibă o viață specială prin care trebuia să se vadă slava lui Dumnezeu. Dar citind istoria lui, din păcate putem să observăm că el nu a atins niciodată acest potențial pe care i l-a rezervat Dumnezeu. Și probabil ne întrebăm de ce. O chemare specială, o naștere specială, și totuși de ce nu a atins potențialul pe care Dumnezeu i l-a rezervat? Pentru că vom observa că slăbiciunile din viața lui, dragii mei, l-au împiedicat să atingă acel potențial. Și în al doilea rând aș vrea să ne uităm la slăbiciunile lui Samson. Dacă ne uităm în versetul 25 din capitolul 13 din Judecători, ni se spune următoarele: și Duhul Domnului a început să-l miște la Mahanedan, între Țoreia și Eștaol. Și observăm că Dumnezeu, dragii mei, îi stabilește lui Samson perimetrul în care trebuia să-și desfășoare activitatea. Și este important de reținut acest aspect, pentru că putem să observăm cum traiectoria vieții lui Samson se schimbă, vizibil, am putea să spunem, în momentul în care părăsește acest perimetru stabilit de Dumnezeu. Iar ochii lui sunt îndreptați dincolo de acest perimetru. Slăbiciunile din viața lui Samson sunt evidențiate prin alegerile pe care le-a făcut, alegeri greșite. Și o primă alegere pe care a făcut-o Samson este aceea că alege să se căsătorească cu o filisteancă, o femeie care nu era din poporul lui Dumnezeu, lucru care era interzis de Dumnezeu. Și uitați-vă, vă rog, în Judecători, în capitolul 14, de la versetul 1 până la versetul 3, ni se vorbește despre acest aspect. Samson s-a coborât la Timna și a văzut acolo o femeie din fetele filistenilor. Când s-a suit înapoi, a spus lucrul acesta tatălui său și mamei sale și a zis: am văzut la Timna o femeie din fetele filistenilor, luați-mi-o acum de nevastă. Și observăm că acestea sunt primele lui cuvinte menționate în Sfânta Scriptură. Am văzut, spune el. Apoi, versetul 3. Tatăl său și mama sa i-au zis: nu este nicio femeie între fetele fraților tăi și în tot poporul nostru de te duci să-ți iei nevastă de la filisteni care sunt netăiați împrejur? Și Samson a zis tatălui său: ia-mi-o, căci îmi place. Acesta este singurul lui. Singurul lucru care îl ghidează pe Samson în luarea unei decizii așa de importante este suficiența de sine și plăcerea lui. Vedem cum, dragii mei, cele două merg mână în mână. Samson nu ține cont de educația primită, nu ține cont de sfatul părinților săi, nu ține cont nici măcar de porunca lui Dumnezeu care interzicea o astfel de căsătorie. Mai mult, vedem cum o alegere greșită atrage după sine o alta. Și-l vedem pe Samson că alege să se atingă de un cadavru, de un lucru necurat. În Judecători, capitolul 14, de la versetul 5 la versetul 9, ne este descris modul în care Samson ucide un leu cu mâinile goale, apoi după o perioadă de timp trece prin acel loc și găsește în hoitul leului un fagure de miere din care mănâncă. Unui nazireu, unui om închinat Domnului, îi era interzis să se atingă de un cadavru, de ceva necurat. Și citim lucrul acesta în versetul 8 și 9. După câtva timp s-a dus iarăși la Timna ca să-și ia nevasta și s-a bătut să vadă hoitul leului. Și iată că în trupul leului era un roi de albine și miere. A luat mierea în mână și a mâncat-o pe drum, și când a ajuns la tatăl său și la mama sa, le-a dat și au mâncat și ei. Dar nu le-a spus că luase mierea aceasta din trupul leului. Apoi vedem că Samson, dragii mei, face
o altă alegere greșită. Alege greșit compania prietenilor. Și dacă ne uităm de la versetul 10 până la versetul 18, ne sunt prezentați prietenii lui Samson invitați la nunta lui, care a durat 7 zile și care, provocați de ghicitoarea lui Samson, ajung să o amenințe, să amenințe pe soția lui cu moartea și familia acesteia, chiar în timpul nunții. Amenințare pe care nu peste mult timp o vor și duce la îndeplinire. Versetul 15 ne spune următoarele. 3 zile n-au putut dezlega ghicitoarea. În ziua a 7-a a zis nevestei lui Samson, înduplecă pe bărbatul tău să ne dezlege ghicitoarea, astfel te vom arde pe tine și casa tatălui tău. Ne-ați adunat aici ca să ne jefuiți, nu-i așa? Și chiar dacă nu ni se spune că Samson la ospățul acesta care a durat 7 zile ar fi consumat alcool, este greu de crezut că în timpul celor 7 zile când acești tineri probabil că au consumat alcool, ne este greu să credem că el nu a făcut lucrul acesta. Și vedem cum slăbiciunile repetate din viața lui Samson, dovedite prin alegerile lui, îl fac să ne socotească statutul pe care Dumnezeu i-l a rezervat, acela de închinat Domnului. În ciuda acestor alegeri greșite, rămânem surprinși să vedem cum Duhul Domnului vine peste el în 2 rânduri și îi dă o biruință extraordinară în lupta cu filistenii. Ne uităm în Judecători 14:19 și vedem cum Samson omoară 30 de filisteni. Apoi, în Judecători, capitolul 15, de la versetul 14 și 15, observăm cum Samson are acea victorie răsunătoare când cu o falcă de măgar ucide 1000 de filisteni. Și am fi tentat să credem că lui Dumnezeu nu-i pasă de păcatele și de greșelile noastre, de alegerile pe care le facem, că putem sluji oricum. Și aș vrea aici să fac o mențiune. Nu înseamnă că dacă Dumnezeu îți ascultă rugăciunea, este de acord cu faptele și cu rugăciunile tale. Să nu uităm de o primă experiență tragică prin care a trecut Samson, atunci când soția lui, împreună cu toată casa ei, au fost uciși de dușmanii lui. Mai mult decât atât, ne uităm în Judecători în capitolul 15 și în versetul 18 și 19, vedem acea experiență extraordinară de care Samson are parte. După acea victorie în care cu o falcă de măgar a ucis 1000 de oameni, versetul 18 și 19 ne spun următoarele. Fiindu-i foarte sete, a strigat către Domnul și Domnul și-a zis, Tu ai îngăduit prin mâna robului tău această mare izbăvire și acum să mor de sete și să cad în mâinile acestor netăiați împrejur? Și acum vă rog să fiți atenți, vă rog. Dumnezeu a despicat crăpătura stâncii din Lehi și a ieșit apă din ea. Samson a băut apă, Duhul i s-a întremat și s-a înviorat. După o așa experiență extraordinară, ne-am fi așteptat ca Samson să se trezească și să nu mai facă alegeri greșite. Dar când citim capitolul 16, dragii mei, rămânem stupefiați de alegerile pe care Samson le ia în continuare și vedem că Samson alege să trăiască în imoralitate, în curvie. În versetul 1 îl găsim în casa unei prostituate, apoi în versetul 4 îl găsim împreună cu binecunoscuta Dalila, care în timp ce îl acuză că nu o iubește, că își bate joc de ea, complotează cu dușmanii și caută să afle secretul puterii lui, ca să-l dea în mâinile lor. Și de la versetul 6 până la versetul 16, din capitolul 16, observăm cum Samson glumește cu Dalila pe seama puterii lui. Frați și surori, și istoria lui Samson ne confirmă încă o dată, dacă mai era nevoie, că nu există final fericit atunci când cineva glumește cu păcatul, când ne socotește cuvântul lui Dumnezeu. Și aș vrea în continuare să ne uităm și să vedem că slăbiciunile din viața lui Samson, suficiența de sine și alegerile făcute, nesocotirea harului lui Dumnezeu, au avut drept consecință căderea lui. Dacă ne uităm de la versetul 16 și la versetul 17, observăm că Samson își descoperă secretul puterii. Și uitați-vă ce spune aici. Fiindcă ea îl necăja și îl chinuia în fiecare zi cu stăruințele ei, sufletul i s-a umplut de o neliniște de moarte. Și-a deschis toată inima față de ea și i-a zis, Briciul n-a trecut peste capul meu pentru că sunt închinat Domnului din pântecele maicii mele. Dacă aș fi ras, puterea m-ar părăsi. Aș slăbi și aș fi ca oricare alt om. Și observăm că Samson își descoperă secretul puterii lui. Și acum vă rog să fiți atenți de la versetul 19 până la versetul 21 ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Ea l-a adormit pe genunchii ei
Și chemând un om, a ras cele 7 șuvițe de pe capul lui Samson și a început astfel să-l slăbească. El și-a pierdut puterea. Atunci i-a zis, filistenii sunt asupra ta, Samson. Și el s-a trezit din somn și a zis, voi face ca mai înainte și mă voi scutura. Și vă rog să fiți atenți la concluzia pe care ne arată cuvântul lui Dumnezeu. Nu știa că Domnul se depărtase de el. Filistenii l-au apucat și i-au scos ochii, l-au coborât la Gaza și l-au legat cu niște lanțuri de aramă. El învârtea la râșniță în temniță. Într-o singură zi, Samson pierde prezența lui Dumnezeu, își pierde puterea, își pierde ochii, își pierde libertatea. Mai mult, dacă citim versetul 25, observăm că Samson, dragii mei, ajunge obiect de batjocoră și de amuzament pentru dușmanii lui. Și vedem cum Samson își pierde mărturia. Samson a avut parte de o cădere extraordinară într-o singură zi. De aceea cuvântul ne avertizează că este riscant să ne jucăm cu păcatul, pentru că nu știm când Dumnezeu rostește sentința. Dar n-am vrea în dimineața aceasta să încheiem într-un mod negativ. De aceea aș vrea în ultima parte a lecției să ne uităm la pocăința și reabilitarea lui Samson. Samson, dragii mei, a beneficiat de o a doua șansă de la Dumnezeu. Și vedem că după ce a avut parte de un faliment dezastruos, în ultima parte a vieții l-a căutat pe Dumnezeu și a știut să profite de a doua șansă. Vă rog să vă uitați la versetul 28 din capitolul 16. Atunci Samson a strigat către Domnul și a zis, Doamne Dumnezeule, adu-ți aminte de mine. Și parcă vedem rugăciunea aceasta identică cu cea pe care a spus-o tâlharul pe cruce. Adu-ți aminte de mine. Te rog, Dumnezeule, dă-mi putere numai de data aceasta și cu o singură lovitură să mă răzbun pe filisteni pentru cei doi ochi ai mei. Samson se smerește în rugăciune înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu îi ascultă rugăciunea. Ba mai mult, în Evrei, în capitolul 13, acolo unde ne sunt amintiți eroii credinței, în versetul 32, îl găsim și pe Samson, amintit printre eroii credinței, datorită pocăinței lui. Dumnezeu, dragii mei, i-a reabilitat numele. În concluzia acestei lecții, aș vrea să nu uităm că și noi, ca și copii al lui Dumnezeu, ca parte din Biserica Domnului Iisus Hristos, avem o chemare specială din partea lui Dumnezeu, aceea de a fi un popor sfânt, închinați Domnului, o împărăție de preoți. Suntem de asemenea să fim chemați să fim conlucrători cu Dumnezeu în perimetrul și în condițiile stabilite de El. Suntem chemați în această dimineață să ne lăsăm călăuziți de valori sfinte, dar în același timp și avertizați să nu lăsăm ca autosuficiența să stăpânească în inima noastră și să respingem orice compromis cu păcatul, cu plăcerile de o clipă ale păcatului, pentru că învățăm din lecția lui Samson că indiferent cine suntem, de ce statut avem, indiferent de educația pe care am primit-o, dacă nu veghem și nu stăm treji, ne putem confrunta cu pericolul căderii. Iar dacă păcatul și lumea, dragii mei, și-a pus amprenta pe viața noastră, să nu ne fie greu să ne pocăim, să ne smerim înaintea lui Dumnezeu. Iar, dragul meu, dacă în dimineața aceasta urmărești acest program și ești unul ca și Samson, care te-ai confruntat cu căderea, iar alegerile pe care le-ai făcut te-au dus departe de Dumnezeu și de poporul lui, nu uita, mesajul din această dimineață este pentru tine și îți arată clar că Dumnezeu îți oferă o a doua șansă. Astăzi ai posibilitatea să-ți reabilitezi viața, să-ți refaci relația cu Dumnezeu și să revii în poporul lui Dumnezeu. Și mă rog ca Dumnezeu, dragii mei, să ne ajute pe fiecare dintre noi să veghem, să fim treji și cu toată inima să rămânem pe calea lui Dumnezeu. Amin. Am vrea în continuare să avem și un timp de rugăciune. Și în primul rând aș vrea să-i mulțumim Domnului pentru chemarea specială de care ne-a făcut parte multora din cei care am ascultat acest mesaj în această dimineață, aceea de a fi copii ai lui Dumnezeu, de a fi un popor sfânt, de a-L reprezenta cu cinste în lumea în care ne-a așezat. Să ne rugăm ca Domnul să ne ierte pentru momentele în care ne-am lăsat conduși de plăcerile noastre, de plăcere de o clipă ale păcatului, de firea noastră pământească, iar mărturia noastră a fost compromisă, poate, și poate chiar lucrarea Domnului a avut de suferit. Să ne cerem iertare pentru aceasta și, nu în ultimul rând, să ne rugăm ca Domnul să se îndure de cei care, atrași de plăcerile lumii, au părăsit pe Dumnezeu, să le dea o a doua șansă, să se întoarcă la El cu pocăință și, de asemenea, să se îndure de cei nemântuiți din casele noastre. Amin.
adevăratele comori, neputința de a sluji la doi stăpâni, grijile și îngrijorările. Nu vă strângeți comori pe pământ unde le mănâncă moile și rugina și unde le sapă și le fură hoții, ci strângeți-vă comori în ceruri, unde nu le mănâncă moile și rugina, și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură. Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină. Dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Așa că, dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta? Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va rupe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările cerului, ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu strâng nimic în grânare. Și totuși, Tatăl vostru, cel ceresc, le hrănește. Oare nu sunteți voi mai mult decât, de preț decât ele? Și apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui? Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp. Ei nici nu torc, nici nu țes. Vă spun că nici chiar Solomon, în toată slava lui, nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Așa că, dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca el cu mult mai mult pe voi, puțin credincioși? Nu vă îngrijorați, dar zicând ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați de ziua de mâine, că ziua de mâine se va îngrijora de ea însuși. Ajunge zilei în ecazul ei. Amin. Te-am ales, te-am ales, dintre mii și mii de mii, te-am ales. Glasuri multe m-au strigat, mâini întinse m-au chemat, dar din toate neînțeles, te-am ales. Glasuri multe m-au strigat, mâini întinse m-au chemat, dar din toate neînțeles, te-am ales. Te-am ales, te-am ales, dintre mii și mii de mii, te-am ales. Nimeni n-a iubit mai mult
te-am ales, te-am ales, te-am ales, dintre mii și mii de mii, te-am ales. Cum puteam să nu-ți răspund, cum puteam să mă ascund, când pe cruce neînțeles m-ai ales. Cum puteam să mă ascund, când pe cruce neînțeles m-ai ales, te-am ales, te-am ales, dintre pentru harul tău divin, când prin el te-am înțeles, te-am ales. Vreau să-ți mulțumesc de plin pentru harul tău divin, când prin el te-am ales. Eu nu mă tem, căci Tu ești lângă mine, chiar dacă nori apasă greu, eu știu că mâna Ta din toate mă va scoate, căci Tu ești Domnul, Dumnezeul meu. Eu nu mă tem când valul se ridică, căci Tu m-ai scos de atâtea ori din val, eu știu că mă primești cu bunătate și azi trăiesc, trăiesc prin al Tău har. Îți mulțumesc că ești cu mine zi de zi și în mâna Ta mă ține încetat. Îți mulțumesc pentru a Ta iubire, îți mulțumesc că m-ai salvat. Și aș mai vrea să-ți mulțumesc, o Domnul meu, căci pentru mine Tu te-ai dat, să-ți mulțumesc de jertfa Ta, căci viață am primit prin ea. Ajută-mă ca să trăiesc, Iisuse, și dă-mi lumină din lumina Ta, să pierd orice în lumea asta, Tu să rămâi în veci, comoara mea. Amin. Valoarea mea nu stă în ce am, sau în puterea trupului, ci rănile iubirii Lui la calvar. Valoarea mea nu stă în ce pot, în pierderi sau câștiguri mari, ci-n sângele ce-a curs pe lemn la calvar. Eu mă bucur doar în Domnul, e speranța sufletului meu. Mă încred în Salvatorul, doar în El sunt împlinit de plin. Ca florile și noi murim, viața frumusețea trec, dar veșnicia o primim la calvar. Nu mă mândresc cu viața mea,
sau cu înțelepciunea mea. Doar cu Iisus mă voi lauda la calvar. Eu mă bucur doar în Domnul, e speranța sufletului meu. Mă încred în Salvatorul, doar în El sunt împlinit de plin. Nu pot decât să recunosc valoarea și disprețul meu. Am fost răscumpărat cu un preț la calvar. Eu mă bucur doar în Domnul, e speranța sufletului meu. Mă încred în Salvatorul, doar în El sunt împlinit de plin. Eu mă bucur doar în Domnul, e speranța sufletului meu. Mă încred în Salvatorul, doar în El sunt împlinit de plin. Ai mai trecut de atâtea ori prin apă, ai mai trecut de atâtea ori prin foc și ai văzut cum Dumnezeu te scapă. Nu ești întâia oară în acest loc. Ai mai strigat la Domnul și altă dată și Domnul ți-a răspuns de atâtea ori. N-ai învățat cu inima împăcată să aștepți să vină izbăvirii zori? N-ai învățat că orice ar fi să fie, cuptorul încercării are țel să ardă legăturile robiei, dar niciun fir de păr nu-ți arde în el? Doar știi că cerul întreg e în așteptare să vadă cum vei proslăvi acum pe Dumnezeu. În ceasul de încercare, mai înainte de a-ți croi el drum. Când pare a nu mai exista scăpare, când următorul pas e al morții prag, privește înainte și fii tare. În zare, flutur al credinței steag. Sub steagul acesta s-au sfârmat zăvoare, puterea focului sub el s-a stins. A fost croit un drum uscat prin mare, căzut au ziduri grele de neînvins. Grozave guri de lei au fost închise și morții s-au întors dintr-un mormânt. S-au împlinit cele mai înalte vise, crezând în Dumnezeu pe acest pământ. Puterea Lui e tot biruitoare și bunătatea-i fără de sfârșit. Încrede-te în Domnul cu ardoare, chiar de-ntârzie, vine negreșit. Ai mai trecut prin ape și altă dată, prin foc ai trecut de atâtea ori. Învață, dar, cu inima împăcată, să aștepți să vină izbăvirii zori. Amin. Este stânga mea, dar
furtun și vreme ream, ce pace-mi dă prezența sa, când temeri vin și lupta-i grea, mângâietor i-al meu Iisus, dragostea lui îmi e. Ne apropiem din nou de Cuvântul lui Dumnezeu în această dimineață și vom citi de data aceasta din Sfânta Scriptură, din Epistola Sfântului Apostol Pavel către Efeseni, la capitolul 4, și vom citi primele 4 versete. Aici Cuvântul lui Dumnezeu spune așa: Vă sfătuiesc, dar eu, cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. Cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste și căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Este un singur trup, un singur Duh, după cum și voi ați fost chemați la o singură nădejde a chemării voastre. Amin. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în 1 Corinteni, la capitolul 13, cu versetul 13, faptul că nădejdea, credința și dragostea sunt elemente definitorii pentru viața noastră creștină. Fără
nădejde, credință și dragoste, nu există creștinism, fiindcă acestea sunt elemente care definesc creștinismul și în același timp creștinul. Am găsit o definiție potrivită, cred eu, pentru ceea ce înseamnă nădejde. Nădejde este un termen arhaic, nu-l mai folosim, l-am înlocuit în generația noastră cu cuvântul speranță. Dar în cadrul acestui mesaj, pentru că Scriptura îl folosește, îl voi folosi și eu, termenul acesta de nădejde. Iar nădejdea sau speranța este o năzuință plină de încredere spre un viitor bun și posibil de dobândit. O definiție frumoasă, o definiție interesantă, care ne arată ce înseamnă a nădăjdui. A nădăjdui înseamnă a fi plin de încredere spre un viitor bun, un viitor care este posibil să fie dobândit. Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, vorbește foarte mult despre nădejde, vorbește foarte mult despre speranță. Subiectul acesta este un subiect foarte vast și n-aș dori în dimineața aceasta sau în mesajele următoare să epuizăm cumva subiectul acesta, având în vedere cât este de cuprinzător. Dar și în această dimineață și poate cu ajutorul lui Dumnezeu în săptămânile următoare vom privi la chemarea pe care o avem de a nădăjdui, de a fi plin și de a fi tari în nădejdea pe care o avem și în nădejdea care este Domnul Iisus Hristos. Cuvântul lui Dumnezeu, în epistola aceasta pe care Sfântul Apostol Pavel a scris-o fraților noștri din Efes, ne prezintă biserica din Efes, ne prezintă credincioșii de acolo, provocările cu care se confruntau ei. Era o biserică binecuvântată. Sfântul Apostol Pavel a stat 3 ani în Efes și a păstorit această biserică. Apoi, ucenicul lui Timotei a petrecut 1 an și jumătate păstorind aceeași biserică. O biserică binecuvântată. Și atunci când Sfântul Apostol Pavel scrie acestei biserici, în cele 6 capitole pe care le scrie bisericii, 3 dintre ele sunt capitole care prezintă probleme de teologie. Următoarele 3 sunt capitole aplicative, capitole în care arată cum trebuie practicată teologia prezentată în primele 3 capitole. Și versetele pe care le-am citit, primele 4 versete din capitolul 4, sunt primele versete din partea a doua a epistolei. Sunt primele versete în care vedem partea aplicativă, practica teologiei prezentată în aceste prime 3 capitole. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune în versetul 4 în felul următor. Este un singur trup, un singur duh, după cum și voi ați fost chemați la o singură nădejde a chemării voastre. O singură nădejde. Mi-a atras atenția expresia aceasta când am citit-o, pentru că cu puțin timp înainte citisem pe internet comentariul cuiva care vorbea despre faptul că adevărul este relativ. Și pentru că adevărul este relativ, nimeni nu poate să dețină adevărul absolut, fiindcă nu există așa ceva. Fiecare dintre oameni are adevărul lui. Și adevărurile acestea pot chiar să fie contrare unul altuia. Totuși, pentru că adevărul este relativ, se poate ca fiecare dintre aceștia să aibă dreptate și să fie deținători ai adevărului. Încă aveam în mintea mea gândul acestei abordări ciudate, acestei abordări în care se relativizează totul. Și atunci când este vorba de adevăr și de relativism în aceeași expresie, vă mărturisesc că am rămas marcat de modul în care omul acesta, în contextul în care citisem articolul respectiv, aplica acest relativism al adevărului. Și am fost uimit și șocat de argumentele pe care le-a adus. Dar noi, dragii mei, ca și copii al lui Dumnezeu, credem și mărturisim că există un singur adevăr, un singur adevăr revelat în Sfânta Scriptură. Și adevărul acesta este un adevăr absolut și adevărul acesta este potrivit cu cuvântul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos. În contextul acesta, credem și mărturisim că există o singură nădejde. Și de ce spun lucrul acesta? Pentru că astăzi aș vrea să privim și la câteva nădejdi înșelătoare, așa cum le numește cuvântul lui Dumnezeu. Nădejdi în care oamenii
speră în societatea de acum, în perioada în care ne aflăm. Vom privi astăzi la ce nu este nădejdea în prima parte a mesajului, urmând ca spre final să privim și la ce este cu adevărat nădejdea. Sau să privim la care cine este obiectul nădejdii noastre. În primul rând, aș vrea să menționez faptul că este o nevoie extraordinară de nădejde și în zilele noastre, fiindcă trăim într-o societate lipsită de nădejde. Trăim într-o societate deznădăjduită. Vedem în jurul nostru atâția oameni deznădăjduiți, fără speranță. Vedem atâția oameni care, privind în fiecare zi la informațiile pe care le primesc pe mass media, ajung la concluzia că nu-i mai nicio speranță. Nu-i mai nicio speranță pentru societatea în care trăim. Nu-i mai nicio speranță pentru o mulțime din semenii noștri. Oamenii ajung la concluzia aceasta pentru că societatea, în general, este o societate deznădăjduită. Și în ultimele două luni, privind la majoritatea informațiilor pe care le-am primit, vedem atâta deznădejde, vedem atâtea vești rele, vedem atâta lipsă de speranță. Dragii mei, realitatea este că oamenii caută rezolvarea la problemele pe care le au. Se uită în jurul lor și caută să-și pună nădejdea în ceva, dar cei mai mulți au fost de atâtea ori dezamăgiți de lucrurile sau oamenii care și-au pus nădejdea, încât au ajuns să fie deznădăjduiți, încât cred, consideră că sunt domenii în viața lor pentru care nu mai există nicio soluție. Există deznădejde în societatea în care trăim în ceea ce privește viitorul socioeconomic, mai ales după perioada aceasta de pandemie. Există deznădejde cu privire la viața socială, există deznădejde cu privire la problemele de natură economică cu care, spun specialiștii, ne vom confrunta în perioada următoare. Sunt oameni deznădejduiți în ceea ce privește viitorul veșniciei lor. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în 1 Tesaloniceni, la capitolul 4, cu versetul 13, nu voi, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Oameni lipsiți de nădejde în cele mai importante momente ale vieții lor. Oameni lipsiți de nădejde atunci când stau lângă trupul neînsuflețit al celui iubit, al celui drag. Oameni care sunt disperați în momentul acela cu gândul veșnicei despărțiri. Dragii mei, trăim într-o societate care, din punct de vedere emoțional, din punct de vedere psihic, din punct de vedere spiritual, are nevoie de nădejde. Dar pentru că oamenii simt nevoia aceasta, pentru că oamenii au nevoia aceasta de nădejde, de aceea caută să se agațe de lucrurile pe care le văd. Mi-aduc aminte de o intervenție a președintelui Iohannis în urmă cu câteva zile, a întrebat de un reporter de ce a anunțat de ridicarea restricțiilor, de perioada aceasta de relaxare, cu atâta timp înainte, cu 3 săptămâni înainte aproape. El a spus, am făcut lucrul acesta pentru că oamenii au început să dispere. Pentru că oamenii au nevoie de o luminiță de la capătul tunelului, oamenii au nevoie de ceva, de o dată, de un lucru concret de care să se agațe, la care se spere că se va termina totul. Asta, spunea el, îi va ajuta ca până atunci să mențină ordinea. Îi va ajuta până atunci să treacă din punct de vedere emoțional și psihic peste perioada aceasta, știind că mai sunt 3 săptămâni, apoi 2 și apoi 1, pentru că oamenii au nevoie de speranță. Din nefericire, dragii mei, deși suntem într-o perioadă în care cu toți avem nevoie de speranță, mulți oameni își pun speranța, își pun nădejdea în niște nădejdi înșelătoare, așa cum le numește cuvântul lui Dumnezeu. Sfânta Scriptură ne vorbește în primul rând de una dintre nădejdele înșelătoare ca fiind chiar religia. Cuvântul lui Dumnezeu în Ieremia, la capitolul 7, începând cu versetul 3 și până la versetul 10, ne spune în felul următor Sfânta Scriptură. Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel. Îndreptați-vă căile și faptele și vă voi lăsa să locuiți în locul acesta.
Nu vă hrăniți cu nădejdi înșelătoare zicând, acesta este templul Domnului, templul Domnului, templul Domnului. Căci numai dacă vă veți îndrepta căile și faptele, dacă veți înfăptui dreptatea unii față de alții, dacă nu veți asupri pe străini, pe orfani și pe văduvă, dacă nu veți vărsa sânge nevinovat în locul acesta și dacă nu veți merge după alți dumnezei spre nenorocirea voastră, numai așa vă voi lăsa să locuiți în locul acesta, în țara pe care am dat-o părinților voștri din veșnicie în veșnicie. Dar iată că voi vă hrăniți cu nădejdi înșelătoare, care nu slujesc la nimic. Cum? Furați, ucideți, preacurviți, jurați strâmb, aduceți stămâie lui Bal, mergeți după alți dumnezei pe care nu-i cunoașteți și apoi veniți să vă înfățișați înaintea mea, în casa aceasta peste care este chemat numele meu și ziceți, suntem izbăviți, ca iarăși să faceți toate aceste urăciuni. Un mesaj din partea lui Dumnezeu pentru un popor care era aparent foarte religios. Un popor care avea în gură mereu cuvintele acestea, templul Domnului, templul Domnului, noi venim să ne închinăm la casa lui Dumnezeu, noi suntem credincioși, noi suntem poporul lui Dumnezeu și plecând de acolo, trăiau în toate păcatele în care trăiau cananiții din jurul lor, urmând ca data viitoare când se vor apropia de casa Domnului, cu pretenția ca Dumnezeu să-i asculte, Dumnezeu să le răspundă rugăciunilor lor, își adormeau conștiința cu închinarea aceasta falsă. Își puneau nădejdea în participare, își puneau nădejdea în prezența din templul lui Dumnezeu, zicând, dacă am ajuns la templu, toate lucrurile sunt în regulă. Spunea fratele Marius în studiu biblic ținut în ziua de astăzi că unii se mint privind la modul în care Dumnezeu încă îi folosește, privind la modul în care încă Dumnezeu le răspunde la rugăciuni, zicând, dacă Domnul mi-a răspuns la rugăciune, toate lucrurile sunt în regulă cu mine. Nu am niciun fel de problemă. Samson făcea lucrul acesta, continua să trăiască în păcat și totuși, privind la modul în care Domnul folosea în ciuda acestui context, în loc să se pocăiască de modul în care trăiește, a continuat să trăiască așa până când Dumnezeu a rostit sentința. Mulți, dragii mei, din generația în care trăim astăzi, fac la fel. Trăiesc la fel și își pun nădejdea în lucrurile acestea. Își pun nădejdea în religia din care fac parte. Am avut o experiență interesantă cu mama mea. Atunci când era aproape de plecarea din lumea aceasta, când am discutat cu ea despre Domnul Iisus Hristos, despre mântuire, despre nevoia pe care o are, ea a zis, unde a plecat tată tu, am să plec și eu. Sunt mulțumită cu religia pe care o am, sunt mulțumită cu bruma de credință pe care o am. Pentru mine e suficient, nu-mi trebuie nimic mai mult decât atât. Și a pus nădejdea în ce va face slujitorul lui Dumnezeu la slujba aceea de înmormântare. Și a pus nădejdea în lucrurile pe care le va face familia după plecarea ei, în toate ritualurile, în toate pomenile care vor fi făcute ca sufletul ei să ajungă în împărăția lui Dumnezeu. O nădejde falsă, o nădejde înșelătoare, pusă în religia din care făcea parte. Dar oare la pocăiți e altfel, dragii mei? Și noi ne punem nădejdea de atâtea ori în religie. Mi-am adus aminte de o povestire pe care am auzit-o. Se spune că un păstor venit într-un oraș nou, într-o biserică nouă, mergând pe stradă din orășelul acela, s-a întâlnit cu un domn, cu un vecin care a zis, domnul pastor, sper că dumneata nu ești la fel de rigid ca păstorul dinaintea dumitale, care credea că numai credincioșii de la biserica lui vor ajunge în cer. Păstorul s-a gândit puțin și a zis, vecine, eu nu sunt rigid ca predecesorul meu. Nu, eu sunt mai rigid ca el, pentru că eu cred că nici măcar toți membrii din biserica mea vor ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Fiindcă în împărăția lui Dumnezeu nu se intră în funcție de registrul bisericii. Nu se intră în funcție de ce-i trecut în el, ci în împărăția lui Dumnezeu. Se intră prin credința Domnului Iisus Hristos, prin pocăință față de păcatele noastre, lucruri confirmate ulterior de modul în care ne trăim viața. De aceea, dragii mei, aceia care cred că venitul la biserică, selectiv, rar, la evenimente, o dată pe săptămână, o dată pe lună, aceia care cred că nu e atât de important să stai în fiecare zi în părtășie cu Dumnezeu, în rugăciune, în citirea cuvântului, aș vrea să spun acelora dintre frați care neglijează
lucrurile acestea, ci mai mult decât atât, nu sunt atenți la modul în care trăiesc, la atitudinile lor, la viața lor, la vocabularul folosit, la atitudinile nepotrivite. Toți oamenii aceștia care se bazează că vor ajunge în împărăția lui Dumnezeu doar pentru că numele lor este scris în registrul bisericii, se înșeală. Fiindcă vor ajunge în împărăția lui Dumnezeu, toți aceia care au o credință autentică în Domnul Iisus Hristos, s-au pocăit sincer de păcatele lor, iar viața lor ulterioară confirmă și pocăința și credința pe care au afirmat-o. Dragii mei, religia poate să devină o nădejde falsă dacă este doar formală, dacă este doar virtuală, fără să o trăim zilnic. De asemenea, o altă nădejde înșelătoare este bogăția. Sunt resursele. Cuvântul lui Dumnezeu spune în 1 Timotei, la capitolul 6, cu versetul 17, îndeamnă pe bogații veacului acestuia să nu se îngânfe și să nu-și pună nădejdea în niște bogății nestatornice, ci în Dumnezeu care ne dă toate lucrurile din belșug ca să ne bucurăm de ele. Îndeamnă pe bogații veacului acestuia, însă cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă și pe noi astăzi. Poate privind la oamenii din jurul nostru, vedem atâția oameni mai bogați ca noi. Însă nu e vorba doar de bogații acestui veac, în versetul acesta. Și nu numai ei își pun nădejdea în resursele pe care le au. Își pun nădejdea în înțelepciunea pe care o au. Își pun nădejdea în priceperea pe care o au, în puterea pe care o au, în salariul pe care l-au, în pensia pe care o au. Sunt unii dintre noi care fac lucrul acesta, care stau liniștiți gândindu-se, banii n-aduc fericirea, dar măcar o întrețin. Și resursele pe care le am, și cu priceperea mea, cu înțelepciunea mea, cu dibăcia mea, am să rezolv o mulțime de probleme. Îmi pun nădejdea, mă bazez pe lucrul acesta. Când ne bazăm pe lucrul acesta, pe ce suntem, pe ce avem, când ne bazăm pe ce am primit de la Dumnezeu ca să ne bucurăm de ele, nu trebuie să facem greșeala de care vorbește versetul acesta. Să nu se îngânfe, spune cuvântul lui Dumnezeu, și să nu-și pună nădejdea în niște bogății nestatornice. Acestea cele două pericole. Pe de o parte, pericolul este să ne îngânfăm, pericolul este să ne mândrim. Și cuvântul lui Dumnezeu în Apocalipsa 3:17 spune, pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. O atitudine nepotrivită datorită faptului că ai impresia că ești bine, ai impresia că ai tot ce trebuie, ai impresia că nu-ți lipsește nimic, ai impresia că toate lucrurile sunt în regulă și nu știi că de fapt realitatea este cu totul alta. E pericolul acesta al mândriei pe de o parte și pe de altă parte este pericolul să nu conștientizăm perenitatea lucrurilor pe care le avem. Suntem în pericolul să nu realizăm că lucrurile pe care le avem sunt lucruri nestatornice. Sunt lucruri care vreodată pot să ne fie luate. Știți de ce? Pentru că unii s-au bazat pe puterea și pe sănătatea lor. Și a venit o perioadă în care oamenii, oricât au fost ei de sănătoși și de puternici, 2 luni n-au avut voie să iese din casă. Ne bazăm pe salariul pe care îl avem. Și timp de 2 luni, unii dintre frații noștri au trebuit să trăiască cu 3/4 din salariu mediu pe economie. Poate mult mai puțin. Poate abia au acoperit ratele pe care le-au avut de plătit și cheltuielile. Poate ne-am bazat pe ceea ce știm noi să facem. Și uite că timp de 2 luni și poate mult de acum înainte, suntem limitați în a ne câștiga pâinea cea de toate zilele. Pentru că lucrurile acestea, dragii mei, sunt perene, sunt trecătoare, sunt nestatornice. Pentru unii dintre frații noștri au venit momentul în care să-și piardă locul de muncă sau să nu poată lucra în domeniul în care au fost până acum angajați. Lucrurile nu sunt așa de simple din punct de vedere economic. Și aceia care s-au bazat pe ce au, s-ar putea să fie dezamăgiți în perioada aceasta, s-ar putea să fie frământați în perioada aceasta, s-ar putea să fie descurajați în perioada aceasta, pentru că toată nădejdea lor era în ce sunt și în ce au, în resursele pe care le au. Se poate să vină un moment în care să pierdem totul, așa cum a făcut Iov, într-o zi a pierdut toate lucrurile. Așa cum s-a întâmplat cu Samson, care într-o zi a pierdut tot ceea ce era valoros pentru el.
Se poate, dragii mei. Întrebarea e cu ce rămânem, dacă bogăția, dacă înțelepciunea, dacă priceperea sunt lucruri care ne dau nădejde. Vom rămâne descurajați, să ne păzească Domnul de lucrul acesta, pentru că uneori Dumnezeu ia această nădejde falsă, uneori Dumnezeu ia această cârjă ca să conștientizăm dependența noastră totală de Domnul. Și să ne ajute Dumnezeu să facem lucrul acesta, să ne încredem total, să fim conștienți total că suntem 100% dependenți de Dumnezeul nostru. O altă nădejde înșelătoare sunt oamenii de lângă noi. Psalmul 146, versetele de la 3 până la 5 ne spun: nu vă încredeți în cei mari, în fiii oamenilor, în care nu este ajutor. Suflarea lor trece, se întorc în pământ și în aceea zi le pierd și planurile lor. Ferice de cine are ca ajutor pe Dumnezeul lui Iacov. Ferice de cine își pune nădejdea în Domnul Dumnezeul său. Nu vă încredeți în oameni, nu vă încredeți în cei mari, nu vă încredeți în aceia care odată vor pieri și când pierd ei, pierd și planurile lor. Am experimentat aceasta. Odată la 4 ani sunt alegeri. Sunt alegeri locale, sunt alegeri legislative, parlamentare și sunt alegeri europene, sunt alegeri prezidențiale. Și asta la 5 ani. Și de fiecare dată ne punem nădejdea. Ne punem nădejdea că vom vota, vom alege oameni care sunt interesați de binele poporului, oameni care sunt mai puțin corupți ca cei dinaintea lor, oameni care sunt mai interesați de propășirea orașului, județului, țării în care ne aflăm. Și de cele mai multe ori, nu întotdeauna, dar de cele mai multe ori, suntem dezamăgiți. Și după 4 ani mergem și votăm poate alți oameni din aceeași cauză. Pentru că ne punem speranța în ei, ne punem speranța în autoritățile noastre, ne punem speranța în oamenii care ne conduc, ne punem speranța în această perioadă, în medici, în asistenți, în infirmieri, ne punem în această perioadă nădejdea în autoritățile Ministerului de Interne. Mulți din oamenii din ziua de azi își pun nădejdea în liderii Ministerului Economiei, pentru că trecem printr-o perioadă grea din punct de vedere economic și ce urmează va fi și mai greu. Nădejdi înșelătoare, nădejdile acestea puse în oameni. De ce? Pentru că cuvântul lui Dumnezeu spune: oamenii sunt limitați. Oamenii sunt limitați și trecători. Suflarea lor trece, se întorc în pământ și în aceea zi pierd și planurile pe care oamenii aceștia le-au făcut. Cu ajutorul lui Dumnezeu vom privi la relația dintre Isaia și Ozia joi, în timpul meditației de seară pe care o avem în fiecare săptămână. Vom privi cum personalitatea aceasta puternică a lui Ozia n-a fost benefică pentru Isaia. Dar asta, cum spuneam, joi până atunci, trebuie să ținem cont că atunci când ne încredem în oamenii de lângă noi, atunci când ne încredem în autorități, atunci când ne încredem în oamenii puternici, atunci când ne încredem în oamenii plini de bune intenții, atunci când ne încredem în cei de lângă noi, greșim. Pentru că suntem oameni și prin definiție suntem limitați, prin definiție suntem trecători, prin definiție va veni o zi în care nu vom putea să împlinim toate nădejdile pe care poate chiar cei dragi ai noștri și le-au pus în noi și ori de câte ori ne credem în oameni, dragii mei, la un moment dat, suntem în pericolul să fim dezamăgiți. Suntem în pericolul să fim dezamăgiți de faptul că n-au reușit să ridice la nivelul pe care noi îl așteptam, poate suntem dezamăgiți de faptul că n-au reușit să fie o binecuvântare așa cum și-au dorit, că n-au reușit să împlinească nevoile noastre. Vom fi dezamăgiți de plecarea lor din posturile pe care le ocupă, vom fi dezamăgiți de plecarea lor din lumea aceasta și, dragii mei, cu versetul 5 ne spune atât de clar: ferice de cine are ca ajutor pe Dumnezeul lui Iacov, ferice de cine își pune nădejdea în Domnul Dumnezeul său. Aș vrea, dragii mei, ca în momentele următoare să privim la adevărata nădejde. Dacă nu ne punem nădejdea în religia pe care o avem, dacă nu ne putem pune nădejdea în resursele pe care le avem, dacă nu ne putem pune nădejdea în oamenii pe care Dumnezeu i-a așezat lângă noi, atunci în ce? Atunci în cine? Care este?
sau care trebuie să fie obiectul nădejdii noastre. Cuvântul lui Dumnezeu ne expune foarte clar lucrul acesta. Am citit acest verset 5, care spune foarte clar: ferice de cine are ca ajutor pe Dumnezeul lui Iacov, ferice de cine își pune nădejdea în Domnul Dumnezeul său. Dar de asemenea, Efeseni, capitolul 2, cu versetul 12, spune: aduceți-vă aminte că în vremea aceea erați fără Hristos, fără drept de cetățenie în Israel, străini de legămintele făgăduinței, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. De asemenea, cuvântul lui Dumnezeu ne spune în 1 Timotei, capitolul 1, cu versetul 1, Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, prin porunca lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru și a Domnului Iisus Hristos, nădejdea noastră. Da, El este nădejdea noastră. Așa cum afirmă Sfântul Apostol Pavel în Efeseni, capitolul 2, că până nu l-am cunoscut pe Hristos, am fost fără nădejde. Iată că afirmația pe care o face în epistola adresată lui Timotei este că Iisus Hristos este nădejdea noastră. Și, dragii mei, El este obiectul nădejdii noastre, în El trebuie să nădăjduim fiecare dintre noi. Însă, care sunt lucrurile în care trebuie să nădăjduim noi ca și copii al lui Dumnezeu în ce privește pe Hristos? Cuvântul lui Dumnezeu în 1 Tesaloniceni, capitolul 5, cu versetul 8, spune: dar noi, care suntem fii ai zilei, să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței și a dragostei și să avem drept coif nădejdea mântuirii. În primul rând, nădejdea pe care ne-o punem noi în Hristos are de-a face cu mântuirea noastră. Cu alte cuvinte, are de-a face cu trecutul nostru. Și noi nădăjduim că Dumnezeu, care este credincios împlinirii promisiunilor sale, așa cum ne spune Sfânta Scriptură, atunci când am crezut în Hristos, atunci când ne-am pocăit de păcatele noastre, atunci ele, păcatele noastre, au fost aruncate în marea uitării. Atunci am primit iertarea deplină a lui Dumnezeu. Atunci am primit mântuirea în dar. Aceasta este nădejdea noastră, nădejdea mântuirii, nădejdea faptului că nu vom suporta consecințele păcatelor noastre, ci în marea sa îndurare, prin Domnul Iisus Hristos, suntem mântuiți de mânia lui Dumnezeu. Prin credință, prin Iisus Hristos. Aceasta e nădejdea pe care o avem. Cu privire la trecutul nostru. De aceea, oricât de întunecat ar fi acest trecut, odată ce ne-am pus nădejdea în Hristos, suntem cu siguranța, suntem cu nădejdea că Hristos va împlini ceea ce a promis, și anume mântuirea sufletului nostru. Ne punem nădejdea în Hristos cu privire la trecutul nostru, la păcatele noastre care au fost multe, dar șterse și iertate. Ne punem nădejdea în faptul că am primit în dar iertarea lui Dumnezeu promisă în cuvântul său, că păcatele noastre sunt șterse pentru totdeauna de sângele mielului. Aș vrea să vă întreb pe aceia care în dimineața aceasta, poate împreună cu frații, surorile noastre, urmăriți programul acesta. Aveți nădejdea aceasta? Aveți nădejdea că trecutul dumneavoastră este șters? Că atunci când va veni ziua în care vom sta înaintea lui Dumnezeu, nu veți răspunde înaintea Domnului pentru păcatele pe care le-ați făcut, pentru anii în care ați trăit fără El, pentru tot ceea ce ați făcut și l-a dezonorat pe Dumnezeu? Dragii mei, nădejdea aceasta putem să avem într-un singur fel: acceptându-L pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor a sufletelor noastre, acceptând darul lui Dumnezeu care este mântuirea. Dar de asemenea, nădejdea noastră în Hristos este cu privire la prezent, este cu privire la ceea ce se întâmplă în zilele noastre. Sunt oameni care își pun nădejdea în Hristos pentru lucrul acesta și e un lucru foarte bun. Deși Sfânta Scriptură la 1 Corinteni, capitolul 15, cu versetul 19 spune: dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Înțelegem din prima parte a acestui verset că e potrivit să ne punem nădejdea în Hristos pentru viața aceasta. Nădăjduim că atunci când suntem în voia lui Dumnezeu, El ne va binecuvânta. El își va împlini promisiunile pentru noi, El ne va proteja, El ne va călăuzi, El va asigura tot ceea ce avem nevoie pentru trai. El este acela care poartă de grijă. Noi credem, dragii mei, că în orice circunstanțe ne-am afla,
Chiar și în circumstanțele acestea, de criză sanitară, de criză socială și criză economică, chiar și în contextul acesta, ne punem nădejdea în Hristos pentru că El a promis că va fi cu noi. El a promis că în ciuda necazurilor, în ciuda problemelor prin care vom trece, a promis că ne va însoți, a promis că va merge împreună cu noi, a promis că ne va proteja, a promis că ne va călăuzi, a promis că ne va purta de grijă. Acesta este Dumnezeul nostru, dragii mei. Și dacă în această perioadă poate am fost dezamăgiți de oamenii în care ne-am pus nădejdea, poate am fost dezamăgiți de resursele pe care le-am avut, de înțelepciunea, de priceperea noastră, poate am fost dezamăgiți. Dragii mei, acum, astăzi, în perioada aceasta, în zilele acestea, Hristos este nădejdea noastră. Hristos este nădejdea, spune Scriptura, Domnul este nădejdea tuturor marginilor îndepărtate ale pământului și mării. Da, El trebuie să fie nădejdea noastră. E adevărat. Privind la atitudinea pe care autoritățile o au, în general, în România, nu vedem persoane care să-și pună nădejdea în Hristos, își pună nădejdea în ei, în ce știu ei, în ce pot ei, în capacitatea lor, în înțelepciunea lor, își pună nădejdea în spiritul de responsabilitate al oamenilor, își pună nădejdea în mijloacele de restrângere a unor libertăți pentru ca lucrurile să se îndrepte. Noi însă încă de la începutul acestei pandemii ne-am pus nădejdea în Domnul. Noi nădăjduim că acela care este Dumnezeu în control tuturor lucrurilor, El va purta de grijă și la vremea potrivită, la vremea hotărâtă de El, vom trăi din nou experiența aceasta unei vieți lipsită de orice constrângere. Credem că Domnul va duce asemenea vremuri și nădejdea noastră nu este într-un medicament extraordinar. Nădejdea noastră nu este într-un vaccin care poate să ne ajute. Nădejdea noastră nu este în deciziile pe care le au autoritățile, deși trebuie să avem grijă și să ascultăm aceste decizii. Nu. Nădejdea noastră este în Domnul. El este cu adevărat acela care vrea și care poate în perioada aceasta grea să ne ajute. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Romani, la capitolul 4, versetul 18, până la versetul 21, așa. Nădăjduind împotriva oricărei nădejdi, el a crezut și astfel a ajuns tatăl multor neamuri. După cum i se spusese, așa va fi sămânța ta. Și fiindcă n-a fost slab în credință, el nu s-a uitat la trupul său care era îmbătrânit, avea aproape 100 de ani, nici la faptul că Sara nu mai putea să aibă copii, el nu s-a îndoit de făgăduința lui Dumnezeu prin necredință, ci întărit prin credința lui, a dat slavă lui Dumnezeu, de plin încredințat că el ce făgăduiește poate să și împlinească. Expresia aceasta, nădăjduind împotriva oricărei nădejdi, îl face pe Avram să fie numit prietenul lui Dumnezeu. Îi face onoarea să fie între titanii credinței. El, bazat pe promisiunea din cuvântul lui Dumnezeu, a nădăjduit împotriva oricărei nădejdi. Poate la glumești într-o situație în care poate medicii, poate oamenii din jurul tău, poate cei din casa ta ți-au spus că pentru tine nu e nicio nădejde. Poate ai profesori care ți-au spus nu nădăjdui prea mult, nu-ți fă speranțe prea mari, nu este cazul. Poate că sunt oameni care te-au descurajat, poate sunt oameni care te-au dezamăgit, poate sunt oameni în care ți-ai pus nădejdea și oamenii aceștia nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor tale. Vreau să-ți spun din cuvântul lui Dumnezeu, din experiența lui Avram astăzi și să te îndemn să nădăjduiești împotriva oricărei nădejdi. Din punct de vedere omenesc, pentru Avram nu era nicio șansă, dar el n-a uitat că nu oamenii decid, ci el este în mâna lui Dumnezeu. De aceea, dacă acum ai nevoie de nădejde și cauți cu disperare în ce să ți-o pui, te uiți la ceea ce ești, la ceea ce poți să faci, te uiți la ceea ce ți-au spus oamenii că poți să faci, dragul meu, te încurajez să-ți pui nădejdea în Domnul și să nădăjduiești împotriva oricărei nădejdi, că Domnul va împlini ceea ce a promis pentru copiii săi. Vreau să spun în mod special la celor dintre tinerii bisericii care în perioada aceasta vor avea examene, părinților lor. Da, cred că este o perioadă grea, cred că este o experiență deosebită, cred că tinerii nu pot învăța așa cum au făcut o generație dinaintea lor, într-adevăr, dar noi ne punem nădejdea în Hristos, pentru că Hristos a promis în cuvântul Său că copiii Săi vor fi cap și nu coadă. Avem încredințarea că Dumnezeu se va ține și anul acesta de promisiune, în ciuda pandemiei.
Avem încredințarea și o spun acelora care poate își fac probleme pentru resursele lor, pentru locul lor de muncă, pentru ce vor mânca și îmbrăca în perioada următoare. Că Dumnezeu nu se schimbă și că El a promis că vom avea întotdeauna ce mânca și ce îmbrăca și că ne va purta de grijă. Vreau să amintesc cu acelora care se tem de boală în perioada aceasta, că noi avem de partea noastră pe Medicul Suprem, pe acela care, chiar dacă a permis să ne îmbolnăvim, a permis să trecem prin experiența aceasta, El poate să ne vindece și știm că ne putem pune nădejdea în El, dragii mei. Suntem chemați să ne punem nădejdea în vremurile acestea grele în Hristos. El este cu adevărat acela care poate să ne ajute în situația aceasta și de asemenea. Și frumos lucrul acesta. Trebuie să ne punem nădejdea în Hristos, căci El este nădejdea vieții veșnice. În El avem nădejdea moștenirii de care vorbește cuvântul lui Dumnezeu. În El avem nădejdea răsplătirii, o dată cu plecarea noastră din lumea aceasta. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în 1 Petru, capitolul 1, versetul 3, binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care, după îndurarea sa cea mare, ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți la o nădejde vie, la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată și care nu se poate vesteji, păstrată în ceruri pentru voi. Dragii mei, avem nădejdea aceasta. Avem nădejdea că dacă în perioada aceasta, dacă anul acesta, Domnul ne cheamă acasă, Domnul îngăduie să trecem prin experiența aceasta, ne punem nădejdea în Hristos. Ne punem nădejdea în Hristos pentru că El va împlini cu siguranță pentru noi ceea ce a promis. Pentru că suntem născuți din nou prin învierea lui Hristos, vom avea parte, cu siguranță, vom avea parte de moștenirea vieții veșnice. Vom avea parte de răsplătirea de care vorbește cuvântul lui Dumnezeu pentru orice lucru, chiar și pentru un pahar cu apă pe care l-am dat în numele Lui. Este promisiunea lui Dumnezeu și noi avem nădejdea aceasta. Am mai spus-o. Se vede clar diferența la serviciul de mormântare. Acolo unde sunt oameni necredincioși, ei sunt disperați, ei sunt extraordinar de tulburați de faptul că pentru ultima dată îl văd pe cel drag. Însă, la serviciile de înmormântare a credincioșilor. Și acolo e durere, și acolo e suferință, și acolo e tristețe, dar acolo nu e disperare. Pentru că știu că clipa aceea este doar o clipă a trecerii. Că va veni o zi în care fie va reveni Domnul pe norii cerului, fie vom pleca noi de pe pământul acesta, la rândul cetei noastre, și ne vom reîntâlni cu cei drag. Ne vom reîntâlni cu acela care a plecat înaintea noastră. Și lucrul acesta ne mângâie și lucrul acesta ne încurajează. Dragii mei, aceasta e nădejdea noastră cu privire la viitor. Iisus Hristos este nădejdea faptului că păcatele noastre sunt iertate. Iisus Hristos este nădejdea că vom trece împreună cu El peste perioada aceasta cu bine. Și Iisus Hristos este nădejdea că atunci când vom pleca de aici, vom merge la Tatăl și vom petrece veșnicia împreună cu El, împreună cu Domnul Iisus Hristos și împreună cu toți cei dragi ai noștri care au plecat înaintea noastră. Să ne păzească Dumnezeu, dragii mei, de nădejde înșelătoare și să ne ajute să ne punem cu tărie nădejdea în Iisus Hristos. Amin. Cât de departe eram de tine, un munte ce nu-l puteam urca. În disperare priveam spre ceruri, numele Tău l-am chemat. În întuneric iubirea-ți mare a spulberat păcatul greu. Murind pe cruce, ai scris sfârșitul, doar Hristos, speranța mea. Cine ar putea să-i cuprindă și bogăția harului său? Al slavei rege, gloria lăsată, să ia păcat.
sufletul meu și al tău. Crucea proclamă iertarea noastră, El ne-a ales să fim ai Săi. Mântuitor bun, al Tău pe veci sunt, doar Hristos, speranța mea. Aleluia, Iisus m-a eliberat, aleluia, moartea nu a triumfat, lanțurile au căzut, m-a iertat de-al meu trecut, doar Hristos, speranța mea. Aleluia, Iisus m-a eliberat, aleluia, moartea nu a triumfat, lanțurile au căzut, m-a iertat de-al meu trecut, doar Hristos, speranța mea. În dimineața promisiunii, când din mormânt El a înviat, leul din Iuda a învins păcatul, prin moartea Sa ne-a răscumpărat. În dimineața promisiunii, când din mormânt El a înviat, leul din Iuda a învins păcatul, prin moartea Sa ne-a răscumpărat. Iisus, Tu m-ai eliberat. Aleluia, Iisus m-ai eliberat, aleluia, moartea nu a triumfat, lanțurile au căzut, m-a iertat de-al meu trecut, doar Hristos, speranța mea. Aleluia, Iisus m-a eliberat, aleluia, moartea nu a triumfat, lanțurile au căzut, m-a iertat de-al meu trecut, doar Hristos, speranța mea. Doar Hristos, speranța mea. Doar Hristos, speranța mea. Haideți la sfârșitul acestui serviciu divin să venim împreună înaintea lui Dumnezeu în rugăciune și să rostim fiecare dintre noi, acolo unde suntem, dar împreună, rugăciunea Tatăl nostru. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin.